Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la E vremea ta. Sunt Andrei Bărbulescu. Maxima zilei la nivel global a fost de plus 52 de grade Celsius în Pakistan, unde canicula extremă persistă și face victime. Cel mai frig a fost în Antarctica, minus 71,8 grade. Avem știri de pe glob, vorbim despre sezonul de uragane din acest an, despre ce s-a prognozat că va fi unul extraordinar. Cowboy-ul cu picioare lungi se intitulează una dintre fotografiile expuse de fotograful Rareș Besliu la Muzeul Antipa din București, de unde vedem și noi imagini peste câteva minute. Mai sunt câteva zile până când vom sărbători Ziua Internațională a Copiilor, însă în Nigeria aceasta este marcată pe 27 mai. În Nigeria, cea mai populată țară de pe continentul african, copiii reprezintă 51% dintre cele 223 de milioane de locuitori. Potrivit UNICEF, siguranța și accesul copiilor nigerieni la apă, sănătate și educație sunt grav împiedicate. 22,9% sunt implicați în munci periculoase. Multe familii sunt nevoite să-și trimită copiii la muncă, iar rata abandonului școlar este mare. Pe lângă numeroasele probleme sociale, copiii nigerieni se confruntă cu inundații, valuri de căldură, secetă și furtuni puternice. Schimbările climatice au un impact sever asupra alimentației lor, acestea fiind corelate cu o probabilitate mai mare de malnutriție, în special în zonele rurale, din cauza dependenței mari de resursele naturale pentru hrană, energie și apă. Domnul de căldură care a afectat Mexicul în ultima perioadă s-a intensificat. Capitala Ciudad de Mexico a înregistrat sâmbătă un nou record istoric, plus 34,7 grade Celsius, al doilea în decurs de o săptămână. În Statele Unite, mai multe orașe din Texas, Oklahoma și Arkansas au fost lovite de tornade în noaptea de sâmbătă spre duminică, lăsând în urmă camioane răsturnate, case avariate și aproximativ 250.000 de locuințe fără electricitate. Cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața și multe sunt încă dispărute. Avertizări de vreme severă și tornade au fost emise și săptămâna trecută în Oklahoma și Iowa, unde s-au înregistrat pagube însemnate, dar și morți și răniți. În fiecare luni urmărim ce se întâmplă cu suprafața terestră, atmosfera și oceanele Terei. Cea mai recentă valoare a concentrației medii zilnice de dioxid de carbon din atmosferă este de 426,81 de părți per milion. Pentru temperatura medie globală a suprafeței mării pe 24 mai a fost estimată valoarea de 21 de grade Celsius, iar în Atlanticul de Nord 22 de grade Celsius. Apele calde ale Atlanticului reprezintă unul dintre ingredientele necesare dezvoltării și intensificării uraganelor. Televiziunea română a pregătit programe speciale pentru Ziua Internațională a Copiilor. Noi furăm azi startul evenimentelor. Mihai are 6 ani, îi plac toate anotimpurile și este deja obișnuit să privească norii alergând pe cer. Norii sunt importanți pentru că plouă pentru plante. Toamna, primăvara, iarna și toamna îmi plac. Îmi place vara și că e vacanță. Vremea poate să fie caldă, dar și rece. Și vedem, habar n-avem. Poate să plouă, luați umbrela cu voi. Să vedem acum dacă și meteorologii sunt de aceeași părere. Iată, la noapte, cerul va fi variabil în vest, în nord-vest, iar în restul țării vor fi ceva înnorări. Vor fi averse însoțite de descărcări electrice în Moldova, în Dobrogea, unde izolat se pot acumula și cantități de apă de peste 15-20 de litri pe metru pătrat, local în Muntenia și doar izolat în estul Transilvaniei și posibil în Oltenia. 12 grade în Arad și Timișoara, 13 grade în Buzău și Craiova, 12 în Iași, 13 în Constanța, 11 în Cluj. Mâine cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi perioade cu averse și descărcări electrice în Moldova, Dobrogea, Muntenia, precum și în zona montană, zone unde în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi și cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 30-40 de litri pe metru pătrat, vor fi și condiții de grindină. 19 grade în Constanța, 22 în Iași, 26 de grade în Baia Mare, 26 vor fi în Arad, în Timișoara, 22 de grade în Craiova. În capitală, la noapte, cerul va avea înnorări și mai ales în a doua parte a nopții temporar va ploua, iar vântul va sufla slab. Temperatura minimă undeva la 11 până la 13 grade. Mâine cerul va avea în continuare înnorări temporare și vor fi intervale cu averse, posibil însoțite de descărcări electrice în a doua parte a zilei, iar temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, temperatură care în capitală se păstrează și poi mâine. La munte, vremea va fi instabilă, cu averse, cu descărcări electrice, vor fi
cantități însemnate de precipitații, mai ales în orientali, posibil peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări în timpul ploilor. 13 grade în Păltiniș, 15 în Predeal și în Poiana Brașov, în jur de 13 grade în Sinaia, 18 grade la Stâna de Vale. La mare, cerul va fi temporar noros și vor fi averse și descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare și aici, cantitățile de apă pot fi de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare și asociate averselor. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 20 de grade, iar cele minime între 13 și 15 grade, iar temperatura apei mării va avea valori de 18, poate 20 de grade. Poi mâine vremea va fi instabilă, cu înnorări temporar accentuate și perioade cu averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă mai însemnate, local 25-30 de litri pe metru pătrat, peste 40 de litri pe metru pătrat în Moldova, Transilvania, dar și în zona montană. 25 de grade în Galați, 21 de grade în Cluj, 23 în Arad, 21 la Târgu Jiu, în jur de 19 grade în Brașov, iar în capitală, cum v-am spus și mai devreme, nu mai mult de 23 de grade. În Bangladesh, peste 1 milion de oameni din satele de pe coastă s-au refugiat duminică în adăposturi de beton din interiorul țării din cauza ciclonului Remal. Departamentul de meteorologie din Bangladesh a prognozat că acesta va aduce vânturi puternice cu rafale de până la 130 de km pe oră, precipitații de cel puțin 90 de litri pe metru pătrat și ar putea declanșa un val de furtună de până la 4 metri. Furtuna a mai slăbit în intensitate după ce a ajuns pe coastă, însă milioane de locuitori au rămas fără energie electrică. Să credem că animalele nu au emoții e ca și cum am fi convinși că suntem singuri pe lume, spune fotograful Rareș Beșliu. Expoziția sa, Emoții Românești, a fost deschisă recent la Muzeul Antipa și își așteaptă vizitatorii cu mic cu mare. O idee excelentă pentru 1 iunie. Unele dintre fotografii sunt muncite, altele le-am primit cadou din partea naturii, spre exemplu pescărașul de aici. Această fotografie mi-a luat, cred că, 20 de secunde să o am. Altele mi-au luat zile. Ursul, spre exemplu, am stat 4 zile în preajma lui ca să pot să obțin acea fotografie. Este făcută în zona în care avem cea mai mare densitate de urs, în Harghita. În fiecare seară eram acolo și el mânca în aceeași poiană. Pe contul meu de Instagram, dacă faci zoom pe ochi, mă vezi că eram ghemuit. Așa te trădează fotografia. Piciorongul este prima imagine care mi-a dat de înțeles că trebuie să rămân pe drumul fotografiei. Este prima imagine care mi-a spus o poveste, mi-a spus că fiecare imagine din momentul acela trebuie să aibă o poveste. Și eu, care am cântat când eram adolescent, mie mi-a cântat fotografia asta. Îmi cânta Ennio Morricone L'Estasi de Loro. E o piesă dintr-un western de aia și fotografia se numește Cowboy cu picioare lungi. Comentariile pe larg sunt în albumul Emoții. Am urmărit o familie de vidre pentru mai multe zile și am surprins momentul ăsta. Mai sunt și alte momente în care apar cu pui, mai erau 3 pui. Însă e o întreagă aventură fotografierea lor, pentru că, în primul rând, localnicii nu te lasă să te apropii de ele, se simt foarte deranjați. Uite, hai să vorbim despre rândul nici. Eu le-am dat o interpretare personală. Le-am văzut ca două note cu un portativ. Una e re, cealaltă e sol. Sper să nu mă bată muzicienii. Am suprapus portativul, mi-a așa mi-a ieșit. Sunt fotografii făcute în Europa. 95% dintre ele sunt făcute în România, dar animalele acelea fotografiate în Europa, aceea specie se găsește la noi. Vulpea asta este făcută la hotelul Balvanius, în parcare, la lumina unui stâlpișor de iluminat. Temutul graul, cel care ne mănâncă nouă toate cireșele, roșiile pe grădină, și o pasăre minunată cu reflexii metalice. Și e un alt cadou al naturii. Pentru mine e mai ușor să surprind o pasăre în zbor. O pasăre statică, ca să poți să captezi emoție, uneori are nevoie de foarte multe zile. Spre exemplu, coțofana de aici este rezultatul unei munci de mai bine de o săptămână pe câmpurile din jurul Bucureștiului, în același loc, până când lumina a fost de așa natură încât să am acest cadou. E un foarte bun exercițiu să vedem fotografiile, după care să căutăm animalele din fotografii, să le căutăm prin muzeu. Aceasta este una dintre fotografiile mele preferate. Se numește Fiecare copac crește o poveste și îl văd așa, ca vocea pădurii.
Dezvoltarea zoologiei s-a făcut cu ajutorul artiștilor ilustratori care însoțeau expedițiile. Nu existau tehnici de a prepara animalele și a le aduce în Europa. Și atunci singurul mod în care europenii descopereau fauna de peste mări era cu ajutorul artiștilor. Astăzi ne-am întors cumva în situația aceea din cauza amenințărilor la adresa naturii. Poate că modul cel mai prietenos de a descoperi natura este prin ochii unui artist. Pentru a proteja natura, cel mai bun lucru este să ne ținem departe de ea, să o lăsăm să-și urmeze cursul, să-și refacă rănile acolo unde este vorba despre răni și noi să le descoperim mai întâi în muzeu, într-o expoziție, în cărți. Maxima zilei pe continentul european a fost de 34,9 grade în Spania. Să vedem acum și alte fenomene și temperaturi de pe continentul european. Vor fi în jur de 31 de grade. Iată în Madrid, 26 mâine în Lisabona, cu vreme frumoasă, cer senin. Vreme ploioasă, în schimb, în Amsterdam, dar și în Londra, cu nori mulți și precipitații, 17-18 grade. 24 de grade în Roma, cer parțial noros. Vreme frumoasă în Atena, cu 28 de grade. 21 de grade în Istanbul, dar și în Sofia, cer acoperit și precipitații toată ziua. În Berlin, vreme închisă cu 21 de grade, la fel și în Oslo, unde vor fi câteva raze de soare, dar sunt așteptate și acolo precipitații cu averse, cu descărcări electrice. În Kiev, 27 de grade, cer senin, iar în Moscova, o vreme asemănătoare, 27 de grade. Doamnelor, domnilor, aici se încheie ediția noastră de astăzi. Ne revedem mâine de la 7:10, dar nu uitați că ne găsiți pe Facebook, respectiv pe YouTube. Să aveți o seară liniștită, indiferent de vreme.